Haideți să vedem cum desfacem această clapetă. Mai întâi deschidem. Va trebui să desfacem acest panou din plastic. Acesta. În interiorul acestor mânere avem două șuruburi care se pot desface cu o șurubelniță stea. Bun, acum, după cum puteți vedea, avem aici întreg mecanismul. Deconectăm tija aceasta de la, desfacem, scoatem această tijă de la motoraș, tragem în jos. Bun, iată-o. Am deconectat-o de la butuc. Deconectăm și restul tijelor. Deconectăm și pe aceasta de la broască. Bun, și scoatem și aceasta de aici, această tijă din plastic. Bun, am scos-o, iată, bun, și apoi încercăm să scoatem butucul, prima dată. Bun, desfacem aceste trei șuruburi, 1, 2 și 3, cel de aici, aveți acces pe aici, prin această gaură. Bun, ne apucăm să le desfacem. Folosind un Torx T20. Apoi trebuie să închideți portbagajul, puneți ceva ca să nu se închidă definitiv, să nu rămână blocat. Puneți ceva ca să nu blocheze. Bun, apoi va trebui să scoatem, trageți de clapetă, trageți de mânerul portbagajului, să iasă un pic. Bun, să aveți acces la această siguranță. Va trebui scoasă această siguranță de aici, de la butuc. Luați o șurubelniță dreaptă, eventual puteți să puneți și puțin scoci, să nu zgâriați vopseaua când o scoateți și încercați să o scoateți cât mai ușor. Puteți să scoateți definitiv. Scoateți siguranța. Bun. Iată. Bun. Împingeți la loc butucul.
asta. Înțelegi, are 3 șuruburi. 1, 2 și 3.